Am acceptat și am zis, da, bine, domnule, vin consilier. Și am plecat spre casă, urma să vin luni, am zis, domnule, eu pot să, în principiu sunt de acord, o să discut și cu familia. Și în timp ce eram pe Valea Oltului, n-am avut semnal, când am ieșit la semnal, primesc mesaje de la cei din echipa mea și de la familie, că bă, a ieșit Marcel Vela în presă și a zis că mergi director de cabinet. Și a zis, păi, omul acum a venit la minister, nu prea știe el funcțiile, eu m-am înțeles cu el că merg consilier, nu director de cabinet. Salutare, oameni buni! Astăzi este marți, deci astăzi este boomerul și milenialul, adică boomerul, domnul Silviu Petcu aici de față. Eu sunt Zob. Astăzi am marea plăcere să îl am invitat, să îl avem invitat pe domnul Traian Berbeceanu. Bine ați venit! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Ce faceți? Cum sunteți? Un pic bulversat, că eu sunt obișnuit să merg la oameni la 6 dimineața. La 6 eu seara. Eu am văzut că e ora 18 întâlnire, am zis, bă, cred că e greșit. Da, și mie mi s-a părut. Așa, în anotimpul de iarnă e bine, că afară cam aceeași lumină este și la 6 dimineața. Deci putem să... Să știți că noi am tot vorbit și până la urmă ne-am decis să aducem totuși o pălincă cinstită, este o pălincă de pere dintr-o zonă care știu că vă este destul de cunoscută, din zona Maramureșului, și o să pun așa un deț. Da, să, da, da, da. Cât să ne lucească ochii, da. Cât, okay, cât să ne dea un pic drumul la limbă. Exact, că zis, suntem puțin tot... timorați, pentru că nu știam dacă trebuie să salutăm. Adică să luăm, eu am făcut armata, el nu, deci eu mai știu cu de-astea, cu saluturi, cu nu chiar pas de defilare, dar eu așa... Eu sunt înțelegător de defilare, nu vă formalizează. Ai lucrat cu civili, nu numai cu oameni, adică în general cu civili ai lucrat. Da. Acum mai ești într-o structură din asta de poliție sau am văzut că ești la DEVA? Da, sunt la DEVA, lucrez ca administrator public la primăria DEVA, dar acum dacă spun că nu mai sunt, toată lumea o zic că ăștia nu ies niciodată la pensie cu adevărat. Ce să vă zic? Hai că dau un pic microfonul. Așa. Vă mulțumesc. Doamne ajută. Noroc. Ah, în sfârșit un sunet de la Revelion nu l-am mai auzit. Măcar sunetul, că miros. Foarte bun. Vai, dar e foarte pară, mă. E pară, eu v-am zis că este pară nătăfleață. Deci tu noi... N-am glumit. Bravo. Să rămână tata lui Zob, foarte bună. Trăiască, da. Da, multă sănătate. Domnul Berbeceanu, de unde să pornim noi această discuție? În primul rând ne pare foarte bine că ați acceptat să veniți la noi. Atât eu cât și Silviu suntem fani, vă urmărim de multă vreme. Mulțumesc frumos! Și voiam să vă întreb așa, în primul rând, cum era în DEVA prin anii 70 așa? Amintirile mele sunt destul de vași, că aveam 2 ani atunci. Cum să fie, era un... oraș boem, considerat oraș boem, reședință de județ, un orășel mic, de provincie, liniștit în vremea aia. După aceea a fost o perioadă în care oamenii au fost mai neliniștiți. Ca în orice orășel de provincie. Era frumos. De trebuie să spunem și colegilor care se uită la noi acum că domnul Berbeceanu este generația X, născut în 68. Exact. Deci este între boomer și milenial, este un om serios pe care categoric te poți baza și de asta vrem să vedem cum a fost la școală, liceul l-ați făcut tot în DEVA? Da, tot, da. Am făcut și școala generală și liceul în DEVA. După care am plecat mai departe. Da. Bun, dar ați plecat imediat, ați făcut școala de poliție sau de unde a apărut... Eu am avut șansa să nu fac școala de poliție, eu sunt dintre cei care au fost încarcați din sursă externă, nu am făcut școala de poliție. Am înțeles. Am dat un examen și a fost încarcat ca și ofițer în anul 1992. După ce
am absolvit Politehnica. Ați absolvit Politehnica? În Cluj, da, sau unde ați făcut? Nu, povestea este mai lungă. Deci, fiindcă m-ați întrebat, am făcut liceul Decebal din Deva, după care am făcut facultatea Politehnică și imediat după facultate, părinții mei, mama este un foarte cunoscut profesor de limba română din județul Hunedoara, acum pensionar, și tata polițist, fost milițian. Și imediat după terminarea facultății am zis, hai să încerc cariera mamei. Și am ajuns profesor suplinitor la două licee, unul din Deva și unul din Giurgiu. N-am stat decât o oră, că nu mă regăseam. Și... a fost complicat. Da, și după aceea am zis, bă, nu mers pe mâna mamei, hai să vedem pe mâna tatălui. Și acolo se pare că mi-a ieșit. Dar ce nu vă plăcea? De ce nu vă simțeați confortabil în poziția asta? Îmi trebuia ceva mai dinamic, mai cu adrenalină, mai... Nu mă regăseam pur și simplu. Ați fost... Deși în perioada extrem de scurtă cât am fost cadru didactic, am avut o relație foarte bună cu elevii, poate prea bună și... și ce să vă zic? Am predat la liceul din Deva discipline de specialitate, discipline tehnice, desen tehnic, rezistența materialului utilaj tehnologic și la liceul din Giurgiu fizică. Am avut o completare de catedră. Nu știu dacă știți, dar și colegul meu Boomer aici de față este tot un... Tot inginer. Un inginer, tot fan matematică, fizică... Da, mi-a plăcut materii și materii cinstite de bază. Dar practic. Eu n-am încercat deloc să predau, adică eram atât de timid încât, bine, și asta cu actoria a fost îngrozitor. Primele dăți când apăream pe scenă eram terminat, nu mă știam nici cum mă cheamă. Da, aia mi-a ieșit până la urmă, e adevărat. Păi și dumneavoastră v-a ieșit, da, exact. Așa că... Da, și până la urmă am reușit să găsim drumul. E important să faci ce-ți place, ca să faci cu plăcere. Exact. Și în momentul în care ați zis să dați o șansă și meseriei pe care o făcea tatăl dumneavoastră, a fost instant match, așa? A fost dragoste la prima vedere? V-a plăcut de la început sau a durat ceva timp? Nu a fost chiar dragoste de la prima vedere. Cum să vă spun, a fost un șoc și o surpriză majoră pentru toți cei care mă cunoșteau, că am ales devin ofițer de poliție. Toți spuneau că... am ales să fiu într-o parte sau alta a baricadei și că de data asta am ales bine. A fost o surpriză și pentru părinții mei și mai ales pentru tata. Când am început cariera de ofițer de poliție, am avut șansa de a lucra la judiciar și am avut niște ofițeri de la care am putut să învăț meserie foarte, foarte bine pregătiți profesional, cum din păcate nu mai prea găsești în zilele noastre. Așa că da, mi-a plăcut de la bun început ceea ce am făcut. M-au ajutat ei să-mi placă foarte mult și să-și învăț meseria asta. Și asta, unde ați început? La Poliția Municipiului Deva, la judiciar. A, deci chiar în Deva, tot da, acolo. Da, chiar în Deva, da. Asta e foarte interesant, că de obicei se așteaptă, eu cel puțin aveam impresia că după Revoluție, atunci s-au creat noi tip de ofițeri și cum sunteți dumneavoastră, dar spuneți că ați învățat, deci da, era clar că erau foști milițieni, clar, da, bineînțeles, dar așa cum știm toți, milițienii care ulterior au devenit polițiști și în vremurile dinainte prindeau hoți și investigau infracțiuni, inclusiv infracțiuni din cele mai grave, de omor sau alt gen de infracțiuni cu violență și erau foarte bine pregătiți profesional, pentru că au trebuit să-și facă meseria neavând foarte multă logistică la îndemână și foarte multă tehnică, au trebuit să își pună mintea la contribuție mai mult decât polițiștii din alte state dezvoltate care au tehnologia, aveau tehnologia. Tot ce au nevoie, da, exact. Ați alcătuit acolo o echipă senzațională despre care vorbiți tot timpul cu mare drag. Asta în Alba. În Alba puțin mai încolo, da. Și... Deci eu mi-am început cariera la judiciar, ulterior am ajuns la infracțiuni de mare violență, la omorul și tâlhării și de acolo am ajuns la crimă organizată, la Hunedoara. Prin anii 98, 99, cred că nu rețin exact,
am început să conduc serviciul de combatere a crimei organizate și corupției, cum îi zicea atunci, din cadrul IPJ Hunedoara. Iar ulterior am condus structura nou formată a Brigăzii de combatere a crimei organizate ALBA, care aveam în responsabilitate investigarea infracțiunilor de genul ăsta din 3 județe, Hunedoara, Alba și Sibiu, sunt constituite și acum brigăzile pe structurile curților de apel. Am înțeles. Iar acolo, încă de la Hunedoara, am avut o echipă foarte bună, ulterior la Alba am avut, zic eu și pot spun clasamentele și statisticile, că am avut cea mai bună și mai performantă echipă de combatere a crimei organizate din structura EGPR. An mulți la rând. Am fost pe locul întâi, sau colegii mei au fost pe locul întâi. Tot timpul ați avut echipe tinere, cu oameni tineri? Da, am avut și polițiști cu experiență și am avut și foarte, foarte mulți polițiști tineri. Aveam polițiști din școlile de agenți și din Academia de Poliție care veneau în timpul școlii în practică. Îi implicam alături de polițiști cu experiență în activități, vedeam ce le poate pielea și aia care îmi plăceau. Făceam tot ce este posibil să ajungă în structura brigăzii și ajungeau. Dar de ce totuși mizați atât de mult pe tineri și nu vă bazați și mai mult pe oameni cu experiență? Experiența asta poate să fie și dăunătoare la un moment dat, odată cu abilitățile profesionale de prins și abilități de a păcăli și de a fenta. Adică înveți de toate, nu? Exact, înveți de toate. Și am văzut la cei cu mai multă experiență sau cu care au ajuns undeva la jumătatea carierei, să zicem, că a intervenit plafonarea, nu mai aveau chef. Ăștia erau tineri și dornici de afirmare și foarte, foarte deștepți. Că am avut și fete și băieți polițiști, absolvenți cu șef de promoție sau în primii 10 din fiecare an. Foarte bun, foarte deștept, foarte bine pregătiți profesional, veneau de pe băncile școlii, iar la noi învățau meseria de polițist propriu-zis, adică practica. Și au avut pe ce lucra, adică aveați cazuri de astea, da, tot timpul? Fost, da, 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 am investigat cauze deosebit de complexe și frumoase. Au fost perioade de timp în care să nu aveți ce face? Nu, aveam... adică, bine, lasă-și, mă, în vreun caz... Nu, știu, nu, niciodată nu ne ajungea timpul. Colegii mei erau extrem de voluntari și extrem de harnici și nu ne ajungea timpul să investigăm atâtea informații câte obțineam sau primeam. Aoleu, asta mă cam sperie, drept să spun. Nu știu, vedeți, noi civilii, așa cum suntem, doar din presă putem să aflăm, indiferent că e televiziune, că e internet, că e ziar scris, și aici aveți numai ce e formidabil de, nu știu, sunt niște cazuri extraordinare, în ultimul timp cel puțin, sunt multe preluate de la cazuri de la colegi de dumneavoastră din Occident sau din altă parte, deci la poliții partenere, care vin, vă trimit ponturi, da, și atunci, și când eram eu activ, se făceau de asta, pentru că există cooperare polițienească foarte intensă între poliția română și polițiile altor state și unele infracțiuni investigate în comun se finalizează în Germania sau Italia sau Franța, altele se finalizează în România și în mod deosebit în ceea ce privește traficul de droguri și traficul de persoane, traficul de migranți, procurorul care conduce ancheta, orică este procuror român, orică este procuror german, stabilește unde se realizează flagrantul, de exemplu. Dar sunt foarte multe infracțiuni de investigată în România care nu au caracter de ăsta transfrontalier, care se întâmplă aici, pe meleagurile dacice și, din păcate, cu părere de rău așa, observ că nu s-au mai prea investigat cu... Asta vreau să spun, că în afară de cele care vin din afară, în ultimul timp, n-am mai văzut, domnule, sau după o muncă, nu știu ce, au fost prinși cu tare sau investigați. Sau... Deci, și probabil voi ca și civili, ca și polițiștii de la crimă organizată, sunt tot civili până la urmă, dar voi ca și civili sunteți tentați să cădeți pe panta aia falsă că nu se mai comit. Ba, se comit. Se comit, astfel de fapte se comit, există și trafic și consum de droguri. Drept. Da, păi n-ai cum să știi de ele, că astea nu sunt infracțiuni care se reclamă, cum ar fi o tâlhărie sau un furs, nu știu ce. Sunt infracțiuni care se caută.
Și dacă nu le caută nimeni, nu, nu le găsește. Da, da, dacă nu le găsește, nu înseamnă că nu sunt. E o filozofie simplă de tot așa. Ați avut vreun mentor în momentul în care ați intrat în poliție sau poate, nu știu, în liceu? Ați avut un om care ați simțit că vă schimbă așa un pic parcursul? Tata îmi schimba parcursul cum vroia el. Am fost generația aia. Nu, n-am avut un mentor, n-am avut un idol sau ceva de genul ăsta. Am avut șansa de a avea colegi și comandanți foarte bine pregătiți profesional și dispuși să disemineze din cunoștințele pe care le au. Și după aceea, în momentul în care dumneavoastră v-ați făcut propria echipă, propriile echipe, ați simțit cumva că sunteți un soi de mentor pentru oamenii ăștia tineri? Da, chiar eram încărcat de responsabilitatea asta și eram convins că trebuie cel puțin să fiu un exemplu pentru ei. Eu cred foarte mult în puterea exemplului. Adică în genul ăsta de activități, în genul de activități pe care îl desfășuram noi, era nefiresc să spun unor colegi foarte tineri și cu experiență foarte puțină sau deloc să meargă să acționeze într-o zonă sau față de niște persoane care prezentau un risc ridicat și o să stau în birou. Deci eu eram totdeauna cel care eram în fruntea lor și v-am spus, cred și în meseria de poliție și în orice meserie, cred în puterea exemplului. Și când organizați ieșiri din astea pe teren, nu aveați arme, că ați spus că erați civil. Ba da, tot timpul eram în armă, dar nu înseamnă că eram militari. Că poliția a fost demilitarizată, nu mai... Jandarmeria a rămas militarizată, dar poliția este demilitarizată și, bineînțeles că aveam armamentul permanent și în timpul serviciului și în timpul liber, pentru că polițiștii din structurile astea sunt considerați permanent de altfel în timpul serviciului. A, deci nu-i că nu sunt după ora 5 mă interesează. Nu, așa, da, pui pistolul ăla în stâl și faci taximeție. Da, da, da. Da, faceți un Uber undeva, vă mai ajută, nu știu. Nu merge, oraș mic. Din păcate, în momentul în care erați pe val, vi s-a instrumentat un dosar și, din păcate, ei au reușit ce și-au propus. Mai exact, v-au scos pe bară. Da, eu am crezut că venim aici să râdem. Da, nu râdem. Da, pe foarte scurt, când perioada în 2013, mai precis, încă din 2012 am simțit noi, echipa mea investiga niște cauze de macrocriminalitate economico-financiară foarte importante, de evaziuni fiscale, spălări de bani, de lapidări, cu prejudicii foarte, foarte mari. Și ne-au apărut din activitățile pe care le desfășuram suspiciuni, mai mult decât suspiciuni, că persoanele investigate sunt în relații nu tocmai firești cu anumite persoane din sistemul de justiție și din sistemul de apărare a legii sau de aplicare a legii în general. Deci știați, ați da, simțit am asta? Aprofundat acele verificări. Obligația noastră legală și morală și legală și de toate felurile era să anunțăm pe scară ierarhică ce am descoperit pentru a se investiga în continuare. Asta am și făcut. Am anunțat conducerea Poliției Române, conducerea Dicotului de la acea vreme pe celebra doamnă Bica, se pare că n-am anunțat pe cine trebuia, au mers pe ideea, bă, decât să ne facă ăștia pe noi, trebuie să-i facem, înainte să ne facă ăștia pe noi, trebuie să-i facem noi pe ei. Și așa s-a ajuns, au înscenat un dosar odios împotriva mea, au început urmarea penală, au pus în mișcare acțiunea penală, m-au arestat, am stat arestat 33 de zile, ulterior am fost achitat de înaltă curte de casație și justiție de un complet de 30 judecători, pentru că faptele pentru care am fost trimis în judecată nu există, nu că nu există probe sau că nu au fost comise de mine, nu există faptele pur și simplu, iar cei care au scenat acest dosar au fost condamnați, procurorul șef de la acea vreme de la Dicot Alba la 7 ani de închisoare, un alt procuror la 3 ani și un polițist la 4 ani de închisoare cu executare.
Deci, pe scurt, asta este, da? Eu nu puteam să nu vă întreb și da, despre... Da, corect, nici eu nu puteam să nu răspund. Despre da, puteați, domnule, a venit să râdem. Da, categoric. Nu puteam să nu vă întreb pentru că a fost da, ideea este un că, moment bă, foarte... Pentru lupa Alex și am zis că o dăm la pertude, la bun, da, dinainte de a intra în emisie. Ideea este că ai avut foarte mare dreptate. Chiar dacă justiția a condamnat la pedepse importante cu închisoare, de închisoare cu executare, și-au realizat scopul. Că Alina Bica e condamnată și urmărită internațional și în Italia. Da. Ăștia urmează să meargă la pușcărie, probabil. Nu le doresc, pentru că eu chiar nu sunt răzbunător și faptul că se scoși din sistem pentru mine este cel mai important, că nu mai poate să facă altcuiva ceea ce mi-am făcut mie. Dar ideea este că ai avut dreptate și au atins obiectivele, mi-au destructurat echipa, toți. Băieții, cei cu care lucrați acolo nu mai există în acea structură? Cei mai mulți dintre ei au plecat în alte structuri și faptul că au fost polițiști buni au confirmat că au ajuns în funcții de conducere importante din structura EGPR-ului, toți, fără excepție. Deci, într-un fel, e bine că ce ați făcut dumneavoastră acolo s-a dus mai departe, adică semințele alea bune s-au dus în pământ mai departe. A, și la rândul lor poate să școlească poate, alți exact, polițiști. Exact, ei pot să facă ce ai făcut tu cu ei, pot să facă și ei mai departe, ceea ce este foarte important. Și eu am încredere că o vor face, că sunt foarte, foarte buni profesioniști. Eu am ascultat mai multe interviuri cu tine și mie mi se pare senzațional, spun sincer, că ai rămas un tip foarte optimist, ai ales să continui în minunata noastră țară și chestia asta mi se pare un pic ciudat în sensul în care te-ai confruntat cu niște chestii foarte, foarte, foarte urâte. Țara nu are nimic, țara e foarte bună și frumoasă și evident că puteam să plec și eu, puteam să-mi iau familia, să plec și să mă gândesc, bă, copilul meu nu trebuie să trăiască într-o astfel de țară. Am avut foarte pregnantă ideea asta și pornirea asta. Dar pe urmă am zis, bă, dacă toți plecăm, cum realizăm? Da. Plecăm toți? Da, ai avut până la urmă, ticăloșii asta vor, să plecăm toți care putem să facem ceva sau putem să-i încurcăm măcar. Sau ai avut vreodată vreun gând așa mai serios sau nici măcar nu ți-ai pus problema vreodată să te muți în altă parte? Ba nu, ți-am spus, gândul a fost foarte serios și foarte pregnant. Mai ales atunci, în perioada aia, foarte, foarte grea și pentru mine și pentru familia. Fratele meu, inginer și el, a ales să plece în Germania. A emigrat în 92, este cetățean german, are familia acolo. Mi-ar fi fost foarte ușor să plec. Și chiar el îmi zicea, bă, fraiere, hai mă, pe aici, ce stai tu acolo? Crezi că, ce poți tu să schimbi? Ce crezi tu că poți să schimbi? Și am zis că hai totuși să încercăm. Atunci când am fost imaginea ta, și cu asta vreau să închidem, dar eu am fost... Mai fusese la televizor, erau niște rezultate care apăruseră și când am văzut că urmează să fie arestat, am rămas gura căscată pentru că am simțit că e ceva, era, nu venea să cred, sincer îți spun, nu pe nimeni acum, dar nu venea să cred că se întâmplă, că se poate întâmpla chestia asta, că sunt încercări, că există, dar chiar să se întâmple asta și să dureze atâția ani, tot procesul ăsta... Asta, din păcate, sistemul judiciar românesc are probleme mari de tot. Că, ce să vă zic, judecătorii sunt sufocați la toate instanțele, cu foarte multe mii procese. De dosare, cu mii de dosare, da. Termenele acum, a fost și perioada asta de pandemie, s-au tot dus. S-au amânat mult de tot, dar și înainte. Judecă instanțele de judecată din toată țara, judecă în clădiri improprii. Efectiv improprii. Nu au condiții. Ei încearcă o programare și o planificare a proceselor pentru fiecare zi de judecată. Nu se pot ține de ea, pentru că sunt foarte multe. Eu vă spun, veneam la proces la București, aici la Înalta Curte de Casație și Justiție, ne-am programați la 12 sau la 11 și intram seara la 9 sau la 10. Oh.
Dar problema nu este doar a justițiabilor. Problema, gândiți-vă la judecătorii aia care stau în sală de dimineață până noaptea și nu într-o zi când aveam Berbeceanu proces. Ei intrau și în ziua următoare și peste două zile. Deci asta e cumplit. Și în afară de timpul ăsta pe care îl dedică cercetării judecătorești efectiv, e, trebuie să redacteze și acte. Nu știu când o fac. Probabil că noaptea, acasă, nu știu, nu pot să-mi imaginez. Oricum, dar am văzut că justificările acelea care se scriu durează o lună, două, motivările nu durează mult timp pentru că nu au timpul fizic necesar. Asta e am fost adevărat. Puțin atunci așa, aveam încredere că totul e ok, că măcar judecătorii sunt, dacă ceilalți mai încearcă să cotească și atunci am fost... O altă mare problemă este că trebuie să polițistul, procurorul și judecătorul trebuie să aibă foarte multă cinste și onoare. De ce? Pentru că polițistul și procurorul pot să inducă în eroare judecătorul foarte, foarte ușor. Pentru că și noi, îți dai seama, când investigam grupări și duceam la arestare câte 40 sau 50 de persoane deodată, dosarul, ce cu ghilimele de rigoare, reprezenta, de fapt, 50-60 de bibliorafturi de material probator pe care judecător, deci un judecător sau un complet, trebuia să-l citească în câteva ore ca să-și formeze o părere. Și atunci, în cea mai mare măsură, judecătorul achiesează la propunerea făcută de procuror. Și dacă aceea este strâmbă și nedreaptă, riscăm să avem erori judiciare sau și mai grav abuzuri. Păi da, da, bun, asta e la început, dar după aia nu ajunge judecătorul după aceea, să citească dosarul. În timpul cercetării judecătorii, da. Dar dacă îi răpești unui om câteva luni de libertate din viață și o zi, dacă stai arestat nevinovat, este foarte grav și foarte traumatizant. Este traumatizant pentru tine ca persoană și este foarte grav pentru sistemul judiciar din România. Așa e. Deci ăsta e motivul principal pentru care atâtea cazuri se tergiversează atât de mult, nu? Că nu este timp. Este unul dintre motive și alte motive pentru care se tergiversează sunt date de interesele celor trimiși în judecată de a tergiversa dosarul și de posibilitatea lăsată de legile aflate în vigoare, de codul de procedură penală, de a tergiversa un dosar la nesfârșit. Eu am avut șansa și, nu știu, totdeauna am spus că am avut un complet de judecători care m-a impresionat. La primul termen i-a spus clar de tot, nu se acceptă niciun fel de amânare. Deci nu se acceptă niciun fel de amânare. Amânările alea, vine avocatul, nu pot să vin că am cauză la Arad, nu pot să vin și la București. Tot felul sau de motive sunt bolnav, absurde, sau, da. Nu știu ce, de la prima ședință de judecată, completul care judeca cauza noastră, au stabilit pentru toate părțile și un avocat din oficiu, au obligat avocații din oficiu să vină la fiecare termen și dacă avocatul tău nu putea să vină, avocatul tău ales și angajat nu putea să vină, beneficiai de avocat din oficiu și nu aveai portița asta de a solicita prelungire sau amânare. Bun, dar de ce crezi că acest complet a gândit așa atunci? Nu știu, pur și simplu au... Așa, așa ceea ce ar trebui trebuia să se facă? Da, cred că așa ar trebui să funcționeze. Să funcționeze lucrurile. Oricând, da, așa ar trebui, da, să fie, cred, nu? Că așa ar trebui să funcționeze lucrurile. Adică să încerci să... Să scurtezi cât poți de mult. Cât poți de mult judecata, pe de o parte, și pe de altă parte să nu riști să te trezești ca anumite fapte pe care... pentru care trebuie să te pronunți, se prescriu. Că asta este cel mai trist. După 10 ani sau după... Da, unele, da, depinde de genul de infracțiuni, perioada de prescripție este diferită, dar în general 10 ani. Eu sunt curios, de când ai pasiunea asta pentru scris? Ai avut-o de s-a spus că mama a fost de română și nu a reușit să-mi strânească. Profesor, n-ai reușit, da. N-a reușit să-mi strânească pasiunea pentru scris, pentru citit, da, că n-am avut încotro. Când eram mic, după aceea chiar mi-a plăcut. Nu a fost niciun fel de pasiune. Am scris o carte și nu vă mai scrie alta. Că nu ai scris nimic înainte, adică că nu scriei niște gânduri, că nu scriei, nu știu... Nu, nu am scris nimic. Nu. Serios? Da, n-am scris nici măcar scrisor. Nu, nu sunt genul. Eu chiar nu am scris nimic. Dar atunci când am fost achitat în prima instanță, asta se întâmpla în 2016, în iunie 2016, din păcate...
unele posturi de televiziune au întors armele, cum, ca să zic așa, împotriva mea. Am făcut, am aruncat și un nume aici pe Alina Bica și așa, și au întors armele împotriva mea și au început să prezinte lucrurile trunchiat și denaturat. Și am spus că este singura mea posibilitate de a-mi spune povestea, punctul de vedere și de a-mi spune povestea. Și m-am apucat să scriu cartea aia. Și-o dura vreo 2 ani de zile până am scris-o. N-am scris în ritm alert sau susținut. Scriam când aveam chef și în funcție de ce aveam de scris și de starea pe care o aveam la momentul ăla. Și mi-a ieșit. Da, ai spus că, ai venit aici să ne distrăm, nu știu ce. Când ai mai avut timp să... Adică lumea pentru tine, în afară de serviciul ăla nasol, cu infractori, bănuiesc că e cam filme până la coadă. Adică stai, cercetezi și îl prinzi. Da, când ai timp după să... după ce m-au executat ticăloșii ăștia, am avut tot timpul din lume. Pentru, că, pentru distracție. Da, pentru că n-am mai avut șansa să-mi conduc echipa. Am fost suspendat din funcție și mutat pe la un serviciu de stat administrativ din cadrul IPJ-ului. Și de seama că nu mai eram plecat pe teren, nu mai umblam după hot și aveam timp să scriu. Și m-am apucat de scris. Păi și acolo ce făceai? Făceai muncă de birou, nu? Muncă de birou, birocratică, da. Ceea ce pentru un om extrem de activ cu... Da, bineînțeles, nu, nici nu vreau, nu, Doamne ferește, nu desconsider munca aia, că nu, și nu. Colegii aia care o fac... Absolut, dar e, da? Sunt anumiți oameni care sunt făcuți pentru lor asta și sunt făcuți pentru asta și le și place și fac bine. Eu aia n-am făcut-o bine, de exemplu, că nu mi-a plăcut. Deci am făcut-o obligat de împrejurări. Mă duceam cu silă la serviciu și nu folosesc un cuvânt... Prea dur. Prea dur. Chiar așa era. Pentru cei care nu știu, cartea se numește Radiografia unei mărșăvii judiciare. A ieșit la Curtea Veche, nu? Curtea Veche Publishing, da, în 2018. În 2018. Noi suntem în 2022 acum, deci au trecut 4 ani. Da. Știu că este o carte foarte spectaculoasă. Recunosc că n-am citit decât o bucățică din ea, nu am apucat, dar știu că este o carte extrem de căutată. Da, a fost, cred că s-a vândut foarte, foarte bine primită, nu? Da, a fost foarte bine primită de public, din ce știu eu, în 2019 a fost cea mai bine vândută carte din România și mă bucur pentru asta, pentru că foarte multă lume m-a întrebat și nu e un secret pentru nimeni. Și dacă tot am discutat despre problemele sistemului de justiție din România. Vă imaginați că la mine, de exemplu, cercetarea judecătorească a durat aproape 2 ani, timp în care acel complet de judecată de care vă spuneam că am fost impresionat cum a procedat, la înaltă curte de casație și justiție, la completurile de 3, frecvența termenelor este cam 1 la 3 săptămâni sau 1 pe lună într-o cauză. Noi, judecătorii din complet, au apreciat că cauza, știți foarte bine că a fost intens mediatizat, au fost tot felul de păreri pro și contra și dezbateri publice și au vrut să lămurească cât mai repede problema, având în vedere că erau implicați ofițeri de poliție judiciară din structuri importante ale IGP-ului, erau implicați procurori, și au vrut să lămurească pe bună dreptate foarte repede problema și au dat termene foarte strânse, o dată pe săptămână. Oho. Din punctul ăsta de vedere mi-a convenit foarte mult, dar nu mi-a convenit, sau nu că nu mi-a convenit, mi-a fost extrem de greu, pentru că odată pe săptămână eu trebuia să vin de la Deva la termene la Înalta Curte de Casație și Justiție. Cei doi avocații ai mei care m-au reprezentat pro bono, deci nu le-am plătit niciun fel de onorariu, dar trebuia să le plătesc transportul, trebuia să le plătesc cazarea, trebuia să le plătesc masa și alte cheltuieli și un termen de judecată pentru mine însemna în jur de 4.000 de lei, în condițiile în care aveam 4.200 de lei salariu. Și salariul luam o dată pe lună și termenele de judecată erau 4 sau 5 pe lună, că erau luni în care prindeam 5 săptămâni. 5 zile de miercuri, că miercuri, Doamne, e termen. Și asta a durat 2 ani de zile. Vă dați seama că am împrumutat bani de la rude, de la prieteni, foarte, foarte mulți bani. Iar această carte m-a ajutat să plătesc datorii care nu speram, nici cei care mi-au dat bani împrumut nu mai sperau să-i vadă vreodată înapoi. Dar mi-a ajutat Dumnezeu și editura Curtea Veche Publishing și am ieșit cu bine și din situația asta. A fost
A fost și o chestie terapeutică scrierea acestei cărți, în afară de celelalte motive? Nu, n-a fost o chestie terapeutică neapărat, că amintirile alea le-am mereu și în cap și în suflet. Și alea bune legate de din prima parte a cărții, în care descriam operațiunile și modul în care interveneam cu echipa mea, sunt și întâmplări haioase. Ce este foarte important, că în acea carte absolut toate personajele sunt reale și toate întâmplările sunt absolut reale. Și în partea a doua a cărții am făcut analiza modului în care am fost executat eu și urma să fie executat și ceilalți din echipa mea, dacă nu știam să ne protejăm și să ne apărăm. Și acea a doua parte este, am încercat să scriu cât mai puțin tehnic, ca să mă adresez unui public cât mai mare și omul simplu, chiar dacă nu are cunoștințe juridice, să înțeleagă foarte bine despre ce este vorba. Unii au spus că am reușit, alții au spus că totuși am fost un pic cam tehnic. Dar la orice afirmație am făcut-o în carte, a trebuit să pun și probele care susțin acea afirmație sau acea relatare. Și asta am și făcut. Deci este o carte beton până la urmă. Adică da, din punctul meu de vedere, da. E o carte cu probe. Da, și este foarte interesant că ticăloșii, cei care au fost condamnați, în cursul anului trecut au și cerut în instanță interzicerea cărții, retragerea din vânzare și daune materiale și daune morale. Și evident că instanțele au respins acțiunea ca inadmisibilă și mi-au dat mie dreptate, ceea ce mă face să cred o dată în plus că am făcut bine ceea ce am făcut. Foarte bine. Înțeleg termenele lor, adică ei și spășesc acum pedepsele? Sau încă nu? Că nu-i final? Nu, că viața mea nu a fost niciodată foarte simplă. Hai să vă explic. Ei au primit condamnări, dar nu le execută. Au primit condamnările în prima instanță, în iunie 2016, așa cum vă spuneam, și a început judecarea apelului foarte târziu, prin 2018. Ideea este că au apărut acele decizii ale Curții Constituționale care au declarat apelurile de 5. Deci prima dată nu, prima dată au atacat apelurile de 5. Da, începuse deja judecarea apelului, aveam vreo 4 sau 5 termene deja efectuate, activitatea judecătorească începuse, au apărut acea decizie a Curții Constituționale, am luat-o de la capăt cu completul de 5. Au apărut o altă decizie a Curții Constituționale cu referire la completele de 3. Și au spus că acele complete de 3 judecători sunt nelegal constituite, că ce să vezi, judecătorii de la Înalta Curte nu toți sunt competenți să cerceteze infracțiuni de corupție. Deci de chestii din punctul meu de vedere aberante. Și neșansa mea, și totdeauna am să spun asta, neșansa mea a fost că la completul de 5 care urma să judece apelul în dosarul nostru, erau și alte dosare cu personalități foarte importante ale vieții publice și politice din România. Și eu cred că acele decizii ale Curții Constituționale, de fapt, acele dosare le-au vizat și ne-am aflat și noi pe acolo. Și, și ce să vă zic, în urma celei de-a doua decizii a Curții Constituționale cu referire la completul de 3, practic, judecătorii se vedeau nevoiți să caseze sentința dată de completul de 3 și să trimită spre judecare. Vă imaginați că dacă dădeau dosarul înapoi spre judecare, numai până îl trimiteau înapoi la completul de 3, până era dat din nou aleatoriu, până n-am certitudinea că nimeream la un complet care să dea o frecvență a termenilor săptămânală, cum a fost, ca rapidă, să dureze doar 2 ani, cu ghilimele de rigoare doar. Și sunt convins că niciodată n-ar fi apucat să se mai judece dosarul ăsta, iar faptele s-ar fi prescris. Și atunci am sesizat Curtea de Justiție a Uniunii Europene, a zis că de curând au dat și o decizie, Curtea de CJU au dat o decizie, iar judecătorii din România, inclusiv judecătorii în alte curți, nu mai sunt obligați să respecte neapărat o decizie a Curții Constituționale și pot să judece apelul. Și acum am speranța că cauza va fi repusă pe rol și va fi judecat apelul și se va face dreptate după până la capăt. Nu după 6 ani. După 6 ani de la prima instanță. De la prima instanță, da. Și ai de bine și de mine. Și după 9 ani de la data comiterii faptelor. Deci ar trebui să grăbească, căci la anul s-ar putea prescrie. Da.
foarte distractivez. Da, dar uite ce ne-am amuzat. Domnul Berbeceanu ne-a amuzat brusau cu chestia. Hai să vă amuz și mai tare. Dacă, dacă se întâmplă ceea ce nu-mi doresc, o să vă cer permisiunea să fumez. Sigur, rog, te rog. De-aia am venit la emisiune. Păi spun... nu, da, e singurul loc unde se poate. Îi spuneam fuma. Lui Alex când eram afară că am văzut, am zis, băi, să văd ce-i cu emisiunea asta. Și am nimerit la... Alex Tocilescu. Alex Tocilescu. Și am văzut că v-a cerut voie să fumați și eu zis, pot să fumez. Dar am văzut 36 de secunde din, din aia și am zis, bă, gata, mă duc. Gata, nu toți fumează la noi. Asta avem invitați, noi ne fumând, avem invitat de ăștia care unii chiar da, nu vicioși. Fumează. Vicioși. Dar da. Unii fumează foarte bine. Dar și tu ai fumat cât 20, nu? Eu am fumat de la clasa 7-a până mama, nu te uita la emisiunea asta, până în 1998. Când m-am lăsat, pur și simplu. Bun. Bravo, felicitări. Da, eram în turneu și eram în turneu la Brașov, mama era la Iași și mă sun un văr că mama are o problemă în spital, a fost operată și aveam 3 zile de la Brașov la Craiova, aveam 3 zile libere, am luat o mașină de turneu, am cerut colegilor și m-am dus direct la Iași. Și în momentul când am intrat la reanimare. Nu exista ca acum cu ciorăpei, cu n-ai voie să intri, cu totul, cu card, nu. Acum e cât de cât în spitale e mai safe așa. Am intrat cu tupeu, eu scutare, vreau, mama. Băi, când am văzut împăiații aia sărace, cu tuburi, nu respira niciunul, erau cu monitoare prin spate. Am făcut tot drumul ăla de la Iași la Craiova singur cu mașina a doua zi și mi-am jurat în barbă, precum Baiazin, frate, ia să nu mai fumez eu deloc, că ăștia chiar au niște necazuri mari, acum mă apuc eu să mai fumez și din momentul ăla n-am mai fumat. Hai, acum, dacă tot a venit vorba despre asta, să vă povestesc și eu o chestie. Mie mi se pare amuzant, alții zic, am cu capul. Prin 2004, când eram șeful Serviciului de Combatere a Crimei Organizate și Corupției de la DEVA, investigam noi o grupare foarte importantă. Grupare, atunci când am acționat, am arestat inclusiv pe șeful poliției municipiului DEVA de la acea dată, mai mulți ofițeri de poliție și mai mulți interlopi. Ei, când investigam acea grupare, mi-a fost un pic rău la birou și mi-a fost tot mai rău. Noi fumam foarte mult și consumam foarte mult Red Bull atunci și cafele. Cert este că am ajuns pe la cardiologie la DEVA, de acolo m-a umflat cu o ambulanță, m-a dus la Pădurea Verde la Timișoara și pe ambulanță deja mă simțeam mult mai bine. Și întoarce și cu mașina. Da, nu, i-am zis la asistenta care era cu mine acolo în spate să mă lase să fumez o țigară, bineînțeles. Să o ofensaj, pentru că dacă nu mă las să fumez, o cunoșteam foarte bine dinainte și până la urmă m-am lăsat. Deci așa am ajuns la spital la Pădurea Verde și acolo am ajuns la un medic excepțional și un prieten bun, la Bogdan Mut, un medic cardiolog excepțional și renumit. Mă rog, mi-au făcut ce trebuia, că am ajuns și eu printre împăiații, acum ai zis putu. Am fost atât de impresionat că n-am fumat 3 zile. După ce am scăpat de acolo, bineînțeles că am fumat din nou. Dar ce a fost cel mai bine, că cel mai interesant, că săptămâna trecută am zis, bă, ia să-mi fac eu un control cardiologic. Și m-am dus la Oradea, unde profesează acum Bogdan. Am făcut el investigațiile și mi-a zis, bă, gata, de astăzi, gata cu băutura, gata cu carnea de porc, sare și nu știu ce mi-a spus el, mai multe chestii de genul ăsta. Și eu zis, și nu poți să nici, și nu trebuie nici să fumezi. Și după aia eu zis, dar poți să faci sex. Și zis, de ce să fac sex? Eu făceam sex pentru țigara de după, dacă nu mai pot, dacă nu mai pot să fumez, dar ce folos să mai fac? E un tip foarte deștept, foarte, foarte bun medic și plin de glume și de ponte și el. Păi trebuie, bănuiesc că acum îmi dau seama că trebuie să existe o compensare cumva, da, că nu poți să stai toată ziua cu toate necazurile, mai te duci acasă la familie, nu trebuie poți să mai refulezi, exact, da. Ce făceai la Revoluție? Unde erai în 89? În 89 eram student și Revoluția m-a prins
acasă, eram acasă, aflasem de colegi de-ai mei din Timișoara care acasă la Deva. De colegi de-ai mei care fuseseră arestați și am ieșit și eu cu toți devenii în centrul orașului, ne-am dus la Consiliul Județean, pe urmă ne-au împărțit ăștia în echipe de alea de patrioți și am păzit Muzeul Civilizației, dar zice să nu-l atace teroriștii. Da, nu, pentru noi a fost nu știu, m-a zis, ce vârstă avea la Revoluție? Ce vârstă avea la Revoluție? La Revoluție aveam 5 ani. 5 ani, da, nu puteai să faci parte din gărzile respective. Da, nu prea puteam. Dar pentru noi a fost foarte exciting, îți dai seama, era perioada aia în care veneau tot felul de știri de alea false și de zvonuri de alea alarmiste. Da, chiar a fost, dar da, din fericire, foc de armă din fericire la Deva nu, a fost o revoluție de catifea. Chiar a fost liniște o revoluție și pace. De catifea, liniște și pace. Ăștia, președintele Consiliului Județean de la acea dată a fraternizat cu ghilimele de rigoare de îndată cu revoluționarii. S-a prins unde da, da, puterea. Da, am înțeles foarte repede. A fost bine, a fost ok. Cum a fost experiența aici în București? Mă refer la postul pe care l-ai ocupat în plină pandemie, postul de prefect. De fost, da, v-am zis că eu am o viață foarte interesantă. chiar ai, da. Eram pentru prima dată în viața mea la un târg de carte, cu propria carte, la Bookfest, și acolo l-am cunoscut pe Ludovic Orban, care trecuse pe la Bookfest și s-a oprit la standul editurii Curtea Veche, a cumpărat cartea mea, i-am dat și autograf domnului Orban pe carte și atunci mi-a spus că Marcel Velea urmează să fie ministru de interne și că mă pune în legătură cu Marcel Velea și care aprecia foarte mult, că mă apreciază și pe mine și echipa mea și că domnul Velea vine din afara sistemului, nu știe foarte bine ce e pe la Ministerul Interne și care aprecia foarte mult dacă aș fi de acord să-l ajut. A fost o discuție așa ca la un târg de carte, ca la un târg, nu, nici neapărat de carte și am fost de acord, am Ai crezut? Zic că am schimbat cărțile de vizită. Dumnealui mi-a dat cărți de vizită, eu am dat numărul de telefon, că n-am avut în viața mea cărți de vizită. Și într-o dimineață, la vreo lună de zile după aceea, m-am trezit, beam cafeaua cu soția și m-am uitat pe net și am văzut pe Messenger un mesaj, că sunt Marcel Velea, ăsta e numărul meu, vă rog frumos să mă contactați. Eu am fost absolut convins că e o cioacă. Glumă făcută de unul dintre cei din echipa mea, că noi suntem ca o familie, am păstrat legătura, suntem chiar i-am cununat, le-am botezat copiii, suntem foarte, foarte apropiați. Și ne facem tot felul de farse. Știi? Da, asta era bună. M-a apucat să râsul, da. Și când am intrat pe profilul respectiv, am zis că omul are istoric. Și am văzut că chiar e Marcel Velea. L-am sunat. Ce mișto, da. Exact, da. L-am sunat, i-am zis cine sunt. Mi-a mulțumit că l-am sunat, mi-a spus că ar vrea să ne vedem. Și a zis, lăsați că o să, când ajung în București, o să vă contactez, pe nu, acum, vă rog eu frumos, acum să veniți în București. O zic că trimite și mașină pe mine. Și lăsați, nu trimiteți mașină că vine. Asta se întâmpla miercuri sau joi, luni. Nu, luni sau marți s-a întâmplat, joi m-am dus eu la București, m-am întâlnit la minister cu domnul Velea, am discutat, mi-a spus că, uite, pare fi foarte încântat să vin consilierului și să-l consiliez pe tot ce înseamnă probleme de combaterea crimei organizate și antidrog. Domnule, eu sunt liber de contract, e o prezentare, o provocare profesională deosebită pentru mine. Mă și gândeam că totdeauna când eram ofițer în teren acolo, ziceam dacă eu aș fi în locul capsumanilor de la minister, uite așa aș face eu. Și acum mi s-a dat prilejul, ocazia să fiu eu capsumanul și am acceptat. Și da, bine, domnule, vin consilier. Și am plecat spre casă, urma să vin luni, am zis, domnule, eu o să, în principiu sunt de acord, o să discut și cu familia. Și în timp ce
eram pe Valea Oltului, n-am avut semnal, când am ieșit la semnal, primesc mesaje de la cei din echipa mea și de la familie, că bă, a ieșit Marcel Vela în presă și a zis că mergi director de cabinet. Și a zis, păi, omul acum a venit la minister, nu prea știe el funcțiile, eu m-am înțeles cu el că merg consilier, nu director de cabinet. Am ajuns pe la Sibiu, toate știrile dădeau. Berbeceanu, director de cabinet, director de cabinet. Numai eu nu știam, da. Am oprit într-o benzinărie la Sibiu și l-am sunat pe Marcel Vela și am zis, domnul ministru, vedeți că e o eroare acolo, toate știrile dau că director de cabinet. Păi da, camarade, că m-am gândit că de ce să vii de consilier când poți să vii director de cabinet, să ai funcție executivă, să putem să... Și a zis, păi da, da, putem să mă întreba și pe mine. Eu fost așa foarte simpatică. Am fost aproape un an de zile director de cabinet a domnului ministru și tot prin intermediul lui Marcel Vela și Ludovic Orban, adică Marcel Vela a venit și mi-a spus că, uite, domnul prim-ministru vrea să vorbească neapărat cu tine. M-am dus la dumnealui, la Palatul Victoria și mi-a spus că Traiane, am nevoie de tine să ne ajuți, uite, vrem să fii numit în funcția de prefect al capitalei pe perioadă determinată, fusese ceva probleme cu fostul prefect, fusese destituit din funcție, pandemia explodase, că atunci când era 8 și ceva ale mie, eram foarte îngrijorați, acum că o sări de 20, nu mai e niciun fel de problemă. Acum sunt 40, da. Acum 40 de mii și da, da, totul e ok. Și am acceptat și provocarea asta. Deci e bine. Da, e ok. Da, bun, bun la toate. Sunt curios, ai amintit de farsele pe care vi le făceați, cum, poți să ne zici, să poți să ne dai un exemplu? Da, nu știu, îmi vin foarte multe în cap. Acum sunt foarte, foarte multe descrise în carte. Deci dacă poți să deci citești... cumpărați cartea. Da, cumpărați cartea, citiți-o și venim și îi facem analiză pe text la emisiunea următoare. Eu am... Tu ți-am zis că am urmărit niște interviuri cu tine în care ziceai că tu nu ai intrat niciodată în politică. Ți-ai păstrat punctul ăsta de vedere? Păi nu mi l-am prea păstrat, din păcate, pentru că ajungând la minister și ulterior în funcția de prefect, am observat că nu prea poți să faci nimic din tribună, afară. Trebuie să intri în teren. Și de-aia am și hotărât și m-am înscris în PNL, sunt membru al Partidului Național Liberal, organizația municipală DEVA, de aproape 2 ani de zile și ce să zic, cred că trebuie să intri și în teren, indiferent de partidul în care alegi să faci politică. Dar este mult spus că fac politică, că nu prea mă pasionează. Îmi place foarte mult partea de administrație, dar îmi vedea ce mai... Ce faci un city manager? Ce înseamnă administrator? Acum city manager la DEVA, nu? Ce adică faci altceva, e un executiv față de primar? Cum ar veni? Sau nu prea... Da, lucrează cord la cord cu primarul și cu tot stafful primăriei. Ce să zic, că de la parte de organizare instituțională, la control instituțional, până la parte de verificare și scriere de proiecte, coordonare activitate, uh-huh, de scriere de proiecte, investiții, indiferent de sursele de finanțare, că sunt din buget local sau din fonduri europene sau din fonduri guvernamentale, cam tot. Deci este foarte, foarte vastă și laborioasă activitatea. Sau poate să nu fac nimic. Bănuiesc că ai ales să faci ceva totuși. Da, dacă am ales să fac și da, chiar la primăria DEVA am șansa că este o echipă foarte bună, sunt funcționari foarte, foarte buni și dedicați. Și eu cred că o să schimbăm imaginea orașului după 30 de ani cum n-a făcut-o nimeni. Adică deja au început foarte multe șantiere și în cursul anului ăsta întregul oraș va fi un mare șantier. Sunt câteva zeci de proiecte în implementare, da, mari de tot. Pentru unele am dat deja ordinul de începere a lucrărilor, pentru altele urmează să dăm în perioada următoare. Proiecte și pe fonduri europene și pe fonduri guvernamentale și finanțate de Compania Națională de Investiții și din bugetul local și vizează toată gama de lucrări pe energie verde, pe
aceste grădini urbane, pe infrastructură, pe extindere de rețele, pe noi construcții, vrem să generăm o sală polivalentă, vrem să generăm un bazin de not, foarte multe obiective de investiții sunt în derulare. Asta e foarte bine că aveți și finanțările pentru toate astea. Da, avem, ți-am spus, avem o echipă foarte bună și foarte dedicată care scrie proiecte și le o face foarte bine pentru că toate au fost acceptate. Au fost declarate eligibile și au fost finanțate. Au început să fie implementate și deja ne gândim ce proiecte să scriem pentru următorul exercițiu financiar al Uniunii Europene. Păi nu l-ați terminat încă asta. Păi nu, ăsta s-a terminat în 2020, dar avem perioada aia de grație, M+3, deci până în 2023, până în decembrie 2023 ar trebui terminat. Trebuie terminat și sunt convins că le vom și termina. Asta înseamnă o adunare de forțe extraordinară. Da, deci oamenii s-au coagulat. Oamenii s-au mobilizat foarte, foarte bine, nu în jurul meu, erau mobilizat dinainte. Deci eu i-am găsit foarte bun, n-am mare merit acolo, decât că am avut șansa să intru în această echipă și sunt convins că și aportul meu va fi unul substanțial. Și este unul substanțial. Eu zic că a venit momentul să trecem la lucruri serioase și a, exact, vreau să... Vreau să mă omul liber, mă, să poată să se absoarbă și... Vreau să vă întreb pe amândoi, pentru că amândoi sunteți doi tipi pontoși, nu cred, ca să mă exprim ca în cartier, și vreau să vă întreb care e bancul vostru preferat cu polițiști? Dar nu-s bancuri. Ei, știi cum e, că bancurile sunt inspirate din fapte reale, dar știi vreun banc bun cu polițiști? Da, știu o groază, dar nu-mi vine niciunul acum, dar las pe Silviu primul și... Da, poate... niciun, stai că vezi, ne-ai luat așa prin... E că până vă amintiți voi, vă zic eu unul, l-am auzit acum de curând, și că o blondă dă peste un om în trafic și îl omoară și sună la 112. Și alo, 112, da, acum mai sunteți 111. Este absolut groaznic, dar recunosc că m-am amuzat. Dar de unde e totuși... dorința asta a noastră de a face mișto de tot și de toate, dar parcă mai tare de categoria asta de polițiști. Eu nu știu atât de multe bancuri cu doctori sau cu avocați. Hai, câte știu avocați. Eu și cu doctori, nu e adevărat. Da, sunt foarte multe. Da, sunt cu toți. Ideea este că eu cred că noi am moștenit din celălalt sistem comunist, am preluat bancurile astea cu milițieni pentru că era împotriva poporului, nu știu cum. Da, polițiștii, milițienii de atunci nu erau priviți ca ne-am ajut să trec strada. Asta erau povești. Dădeau un baston în cap, ia, circulați de aici, dă buletinul. Deci... Da, diferența e mare de tot între miliție și poliție, sau cel puțin... Da, categoric. Da, și s-au schimbat mult de tot lucrurile. S-au schimbat lucrurile. Adică eu acum, sincer, acum chiar am stat, mi-am dat seama că mi-am amintit un bug de când eram eu la liceu, adică eu nu știu bancuri de acum, să știu un banc, uite, ăsta e un banc nou cu 112, că asta există de 10 ani, dar au fost bancuri cu blonde, dar bancuri cu polițiști de acum, noi, pentru că nu-i mai vezi, trecând în civil, în afară de jandarmi. Da. De asta lumea în continuare cu jandarmii, că îi văd la demonstrațiile că au tot fost din 2017 încoace, lumea a avut ceva cu jandarmii, că ei sunt împotriva oamenilor, cu toate că bănuiesc că nu ei, dar sunt mai bine. Și polițiștii sunt la vedere, cei de la ordine publică, de la rutieră, sunt în uniformă. Sunt la vedere. Dar cum ai spus tu, cred că bancurile cu polițiști au început în vremurile acelea din vremea comunismului, de revoluție, exact. Da, adevărul e că atunci știm foarte bine că marea majoritate a subofițerilor de poliție, că atunci nici măcar nu le zicea agenți, marea majoritate a subofițerilor de poliție aveau
10 clase, cred. Absolut, că, asta, că nu aveau pregătire necesară. Eu, la liceul la care, am terminat în Deva, erau clase de astea de seral, sau nu știu, cred că de seral, la care erau foarte mulți milițieni care își continuau studiile liceale. Ca să termine liceu. Da, și la liceu eram colegi și făceam mișto de ei și nu, mai jucam câte un fotbal, îi faultam cu... Cu mare drag. Da, cu mare drag și... Da, cu mare drag și cu mare aplecare și după aceea ne întâlneam cu ei pe... Când făceau boctăreală de noapte și ne alergau cu bastoanele în cartier și... Dar ce banc ziceai că ți-ai amintit ăla vechi, unul vechi? Sau nu mai are acum... Nu mai are niciun farme, nu? Era o prostie ca de liceu, de școală generală chiar. Nu știa să scrie că victimă... Era tot așa un polițist venit la un accident, era o victimă cu capul tăiat sau ceva de genul ăsta și trupul este pe stradă și capul pe... Nu știa să scrie trotar. Nu. Și atunci îi dă un șut capului care se rostocă. Și capul este tot pe stradă. Vai! Așa eram noi, macabri. Când era mai mici, era macabri. Na. Asta e de interpretare. Bine, ăsta lui Alex nu-i mai light cu 1-1-1. Sunteți 1-1-2, nu mai sunteți. Bun. Da. Am văzut că ești foarte activ pe social media. De când ești așa de activ? Bă, nu sunt foarte, foarte activ. Am și profilul meu de Facebook și pagina pe care mai postez din când în când. Am postat și lucruri serioase, mai postez și Caterin, că îmi place foarte mult să... Te mai iei de oameni, necazi. Am văzut că te mai iei de oameni, le mai scrii acolo. Depinde la ce spui tu, oameni. Asta mi-a plăcut, bă. Nu știu dacă și cei care... Dacă avem aceiași... Eu știu la cine te referi, dar... Mie îmi place doar să citesc. Ca eu să o să mai pun o gură de pălincă. Puneți-vă că sunteți în minoritate. Ăștia tineri trebuie să aibă mai mult. Vezi ce înseamnă să vii fără mașină la filmare? Exact. Da. Da, păi cum să refuzi? Din prună. Atât eu. Din, pardon, pară. Foarte bună. Foarte bună. Ai producție proprie acasă de la tine? Nu e producție proprie, taică mi-e din Baia Mare și... Dar mai aveți, nu? Dacă ajung prin zonă. Da, dacă ajung prin zonă. Nu e asta toată. Sigur, da. Sigur, ai un coleg pe la Baia Mare ajuns și îi trimitem echipajul la ușă lui domnul Zob. Domnul Zob a venit de icotă la ușă. Ieșiți cu para, da. Nasulie, da. La 5:30-6 dimineața, asta e ora... Da. Echipajelor de sosit. Vai, da, o viață. Dar e, adică ți-ai făcut un obicei să postezi? Adică ai simțit că e mai bine să-ți pui cuvinte ce ai tu de zis și pe social media? Sau e nu, doar Silviu, câteodată anumite întâmplări care apar în spațiu public mă revoltă și atunci am înțeles. Iau și o atitudine, altădată încurajez ceea ce îmi place și ceea ce mi se pare de încurajat. Ce zic, nu sunt eu foarte consecvent, nu am un anumit gen de postări sau... A, nu nici la asta nu mă refeream la... Nu mă gândeam la asta, adică nu faci ca un influencer adevărat să ai fiecare zi postarea la ora cu n-am tare. N-am nici pretenții de influencer, n-am avut nici pretenții de scriitor. Mă, foarte bine ai făcut asta. Vezi că îmi dezleagă puțin limbile și parcă ajută mai bine alcoolul ăsta. Nu știu de ce e așa hulit și doctorul, prietenul tău din Oradea, acum zice că gata cu... El nu o să se uite. Nu a fost nici el foarte categoric. Ar trebui să mai lași. Sigur, da. Așa, mai ușor, nu chiar din prima. Da. Că... Și asta e. Deci, practic, acum...
ești șeful administrativ, să zicem, sau nu știu, city manager sună cel mai bine, da, și cred că spune manager perfect. Public sună și mai bine. Manager da, public. Managerul public, da. Auzisem de această, de această nomenclatură și nu mă dumiream ce... Cu ce se ocupă? Adică întotdeauna vezi politicul, primarul și Consiliul General, care de obicei să captez sau nu știu, să nu înțeleg proiectele care trebuie. Nu, este o funcție mai... sau ar trebui să fie o funcție pur administrativă. Absolut, să nu fie... Să nu prea faci politică, să faci doar administrativ. Să faci treaba. Asta încerc, da. Asta încerc să fac. Să faci treaba, da. Să duci orașul cât mai departe. Asta e cel mai bine. Și asta e cel mai important pentru toate. Bănuiesc că toate primăriile, toate administrațiile au asta, nu? Da, toate administrațiile, toate OAT-urile au funcția asta. Sau cel puțin cele de la orașe și municipii în sus. Am înțeles. Probabil că primăriile la nivel comunal nu cred că au. Da, pentru că nu au proiecte atât de mari. Nu au proiecte și nu au probleme, problematică atât de vastă. Te-ai gândit să... predai undeva ce ai învățat tu, adică să ajungi la Academie de Poliție? Nu m-am gândit, am fost invitat de mai multe ori de colegi de acolo să discut cu studenții, dar nu știu, nu m-am gândit, dar asta mi-ar place și mi-ar fi plăcut ca polițiștii cu experiență care la un moment dat au trecut în rezervă să poată să disemineze cunoștințele pe care le au în instituțiile școlare ale Ministerului, în școlile de poliție, la Academia de Poliție, pentru că, bun, ok, și acolo sunt profesori și care universitare și lectori la Academie și pe la școlile de agenți de poliție, care, din păcate, nu prea au foarte mare legătură cu realitatea, cu ce se întâmplă în teren. Ei învață după aceleași cursuri și după aceleași metodologii și după aceleași tipare de ani de zile și cunoștințele teoretice sunt foarte, foarte bune. Că ți-am spus că eu asta am apreciat foarte mult, că cel puțin din Academia de Poliție în perioada aceea, pe anilor 2000 până prin 2012, veneau studenți foarte bine pregătiți profesional. Adică ca și cunoștințe teoretice erau foarte bine pregătiți. Și le lipsea practica, normal într-un practica, fel. Da. Cred că aici mai trebuie lucrat, adică sistemul să îi folosească pe cei cu experiență mult timp după ce se pensionează, pentru că și ei au nevoie, că după o viață foarte activă este exact. Greu să fii tras pe linia moartă și să nu mai ai niciun fel de activitate și din păcate spun că marea majoritate ofițerilor și agenților de poliție cu experiență pe care îi cunosc, care s-au pensionat, se folosesc de cunoștințele lor și de abilitățile lor structuri private în mod deosebit. Și este păcat, ar trebui să-i folosim noi, pentru că sunt ai Ministerului, sunt un produs ai Ministerului și la rândul lor poate să învețe pe ăștia mai mici. Cred într-adevăr că e destul de dificil să predai ceva doar din punct de vedere teoretic, adică în momentul în care tu n-ai trecut și tu n-ai o experiență de teren, cred că e totuși un pic mai complicat. Da, eu spun că eu am avut... mi s-a părut chiar haios că am aflat că la un curs de... la Academia de Poliție, un cadru didactic... Le povestea studenților despre acțiunile ale noastre. Dar a, ce făceați spunea, voi? Da, dar spunea că el le-a trăit. Atunci a schimbat persoana. Exact. Și astea, chestiile astea au apărut la destul de puțin timp după apariția cărții. Cred că a citit pe acolo și s-a inspirat. O lua câteva idei. Acum, și le-a trecut la persoana întâi. Da, exact. Da, din păcate, ați văzut că pe la Academia de Poliție plagiatul a fost sport. Nu numai la Academia de Poliție, în multe domenii. Plagiatul mi se pare că e sport, da. E sport național. Unul dintre cele mai odioase furturi și din punctul meu de vedere, dar așa este, unul dintre a devenit sport național aproape. Da, da, mă gândesc că cel puțin în domeniul actoriei, știi, mi se pare că sunt
două profesii destul de diferite. Adică una este meseria de actor, da, alta este pedagog de teatru, pedagog de actorie. Dar cred că și aici contează să ai o anumită experiență, pentru că dacă tu nu mai joci, nu mai faci meseria asta și nu, sau nu o faci regulat, cred că e un pic mai complicat să explici anumite lucruri. Da, poate fi, orice meserie evoluează, dar greu. Da, orice meserie evoluează și dacă tu vorbești doar din amintiri și nu mai ai toate informațiile updatate, este destul de greu să le share-uiești la rândul tău și să le diseminezi către studenți sau elevi sau ce-or fi ei. Da, și eu cred că și, repet, cred cu tărie că cei care predau polițiștilor din școlile de poliție și din Academia de Poliție trebuie să aibă legături strânse de tot cu partea operativă. Eu eram comis, scuză-mă, adică eu chiar așa mă gândeam că sunt cei care predau, sunt oameni care vin din partea operativă și au și cursurile respective, adică îmbină și partea teoretică cu partea practică. Da, sunt și ofițeri. Asta am și pus întrebarea, că mi-era firesc ca tu, dacă nu mai ești în partea operativă, din toată experiența ta, păi tu ai ce să le spui la oamenii ăia tineri care concret. Concret, da, adică concrete, trebuie... da, de, și exemple de bune practici. Exact, da, exact. Da. Deci trebuie să mai lucrăm, trebuie să facem o petiție, Alex. Facem o petiție pe Facebook. Altă petiție, da. Altă petiție, da. Unde să spunem, domnule, așa trebuie făcut oamenii. Nu se rezolvă nimic, dar măcar ne-am descărcat. Crezi că o să mai fie vreo brigadă, cum a fost a ta? Nu știu dacă o să mai fie. Mi-aș dori foarte mult să fie. Problema este că, știi care e problema cea mai dureroasă, Alex? Că în perioada în care brigada mea era foarte bună, aveam competiții de astea profesionale acerbe cu brigada Iași, era o brigadă foarte puternică, cu brigada Timișoara, cu... Te rog să mă scuzi, ce înseamnă competiție? Să dăm un pic de context pentru oamenii care nu știu. Adică erau competiții de astea profesionale, care instrumentează cauze mai laborioase, mai spectaculoase, mai cu prejudicii mai mari, cu ramificații mai puternice, cu mai mulți arestați, cu... Astea erau, adică erau foarte astea. Multe în lucru. Erau foarte multe în lucru, știu că... Era o rivalitate, practic. Era o rivalitate profesională. Eram foarte mulți prieteni, colaboram foarte bine în întreaga țară, dar era o rivalitate deosebită și știu că Florentin Robescu era atunci directorul Direcției de Combatere a Crimei Organizate, încerca să ne tempereze, pentru că ieșeam în spațiu public cu foarte multe cauze. Zicea, bă, gata, stați, vezi, astăzi nu mai ieșiți voi, că e și Brigada Alba, nu mai este și Iașiu, lăsați, asta o mediatizăm. Deci erau foarte, foarte multe. Acum nu se mai întâmplă nimic. Asta și întrebam. Deci asta e foarte trist. Asta am spus, că acum nu se aud chestiile astea. Poate există, dar nu mai ies în spațiu public. La cât de puternic este mass media în ziua de astăzi, n-ai cum să instrumentezi un astfel de dosar și să nu se afle și să nu se mediatizeze. Așa că eu sunt convins că nu se mai instrumentează cauze atât de mari. Cu siguranță ar ieși, din păcate. Adică nu mai sunt? Nu se mai instrumentează. Deci dacă nu se instrumentează, nu există, nu? Da. Da. Adică nu știm, păi nu e. Da. Dacă nu e, nu e. Ah, nu mă faci să fiu prea optimist acum. Nu, din punctul ăsta de vedere n-ai motive să fii optimist. Deci eu cred în continuare că în România evaziunea fiscală se comite la scară foarte mare și că trebuie investigată și redusă. De stopa nu reuși nicio stat european să o stopeze. Dar să o reduci și atunci în mod categoric crești și veniturile la bugetul de stat, că dacă nu mai faci evaziune, îți plătești dările, taxele și impozitele și crește bugetul de stat. Cred în continuare că se face și vedem cu toții, că dacă mergi prin, acum e pandemia, dar există consum de droguri. Dacă există consum de droguri atât de mare, evident că avem și trafic de droguri, că oamenii, consumatorii se aprovizionează de undeva.
Există prostituție și proxenetism, există trafic de persoane, acum există trafic de migranți, foarte puternic trafic de migranți, pentru că asta este perioada, asta e contextul geopolitic. Deci există infracțiuni, dar trebuie investigate, trebuie găsite. Ți-am spus, sunt infracțiuni care nu se reclamă, astea sunt infracțiuni care se caută. Și trebuie să aibă cine să le caute și să le investigheze, să le cerceteze și să le documenteze foarte bine. Sunt țări care au legalizat consumul și vânzarea de droguri ușoare. Crezi că ar fi o idee bună pentru România să facă asta, nu știu, în următorii 5, 10, 20 de ani? Nu cred și nici nu... Eu sunt și eu subiectiv din punctul ăsta de vedere, pentru că clar, am investigat astfel de infracțiuni, dar am văzut consumatori, am văzut consumatori de droguri așa zis ușoare și unde au ajuns consumatorii de droguri așa zis ușoare. Da, cred în consumul de droguri ușoare în scop medical, cum probabil la asta te-ai referit, da. Dar nu la liberalizare, niciun caz. Pentru că droguri ușoare sunt apreciate și pe acele numite generic etnobotanice și care sunt niște nenorociri, pur și simplu. Deci îți prăjesc creierul, îți distrug sistemul nervos complet. Și nu după un consum excesiv, de la primele doze. Drogurile care au fost legale la un moment dat, pentru că găsiseră o portiță în lege. Cele care ziceau că sunt magazine de magazine vise de și flori, erau un îngrășăminte de flori sau ceva. Mizerii, da. Da, care... Da. Îți reproșezi ceva din perioada aia? Sau nu neapărat, poate că reproșat nu e un cuvânt potrivit. Ți-ai fi dorit să faci ceva altfel, un pic altfel? Acum, chiar fără falsă modestie, nu cred că, dacă aș lua-o de la capăt, aș face exact la fel. Sigur că am avut și rateuri profesionale, adică persoane pe care le-am investigat n-am reușit să le documentăm. Și eu și cei din echipa mea așa am crescut și așa am învățat că nu trebuie să forțăm lucrurile și atunci când sunt convins că o persoană a comis infracțiunea, abia atunci îl săltăm și îl duce la dreptate. Pentru că totdeauna noi am vrut să punem capul pe pernă liniștiți, adică până la urmă libertatea unui om cred că este tot ce are omul ăla mai de preț. Nimic nu poate fi mai scump. Adică n-ați făcut împotriva, da, împotriva unei persoane neapărat că e o persoană nu, ca atare. Nu, categoric, nu. Numai după ce erați sigur că... Nu am ales persoane ca ținte, în niciun caz. Și dacă nu am reușit să documentăm o persoană, chiar dacă am avut convingerea intimă că săvârșește infracțiuni, l-am lăsat și am muncit în continuare și am săpat și atunci când totul a fost... ireproșabil și indubitabil și dincolo de orice dubiu am acționat. Iar cu referire la situația în care am ajuns, dacă ar fi în care am ajuns cu ghilimele de rigoare, că am fost investigat și arestat și terfelit și dacă ar fi să o iau de la capăt, exact la fel aș face, chiar cunoscând riscurile și știind prin ce am trecut. Nu mai sunt, am discutat despre asta, dar oameni ca tine nu mai sunt? E plină poliția română de oameni ca mine și de buni profesioniști. Dar, nu știu, probabil că și vremurile sunt foarte complicate și foarte ciudate și probabil că au o anumită doză de lehamite, pe de o parte, pe de altă parte, probabil că li s-o și... declanșat așa un instinct de ăsta de autoconservare, pentru că în perioada aia foarte mult, eu vorbeam cu noi, cei din structurile de combatere a crimei organizate, din poliția română, eram ca o mare familie la nivel național. Adică discutam, ne cunoșteam, discutam, colaboram foarte bine, cooperam foarte bine și după ce m-au executat, devenise așa un fel de curent prin structurile de combatere a crimei organizate și prin poliție în general. Ziceau că, bă, dacă lui Berbeceanu au putut să-i facă lui asta, oricui, oricăruia dintre noi poate să ne facă la fel. Și probabil că la momentul acela și ulterior și asta au cântărit foarte mult.
Și oamenii au zis, bă, de ce să... De ce să noi pe zmei și pe... Da, da, că avem familia acasă, avem mai familie, și dă drumul vreun judecător, mai sau mai știu cine. Uite-te și la Berbecea. De 9 ani de zile se judecă. Exact, și nu-i terminat. Dar pot să te întreb ce te mâna în meseria asta? Adică în ce credeai în momentul în care făceai meseria asta și în momentul în care trebuia să-ți alegi o echipă și să-ți duci băieții pe un anumit... Nu, mult să spui că crezi în dreptate și în... Crești și în dreptate și pui mai presus de orice și cinstea și onestitatea și respectarea legii ca și polițist, ca și procuror, ca și magistrat, ca și orice persoană din structurile astea de aplicare a legii. Dar este ca orice meserie în care vrei să performezi. Pur și simplu este o meserie. Este o meserie. Ce-ți faci meseria? Ce-ți faci meseria? Te întreb asta în ideea în care am tot vorbit despre plafonare, despre mersul la muncă ca la uzină, cum se spunea. Adică păi sunt medici care merg ca la uzină, sunt profesori care merg ca la uzină. Toate domeniile. Sunt în toate profesiile. Fără doar și poate, sunt în toate meseriile, din păcate, oamenii ajung să se plafoneze și ajung pur și simplu să nu mai fie interesați, să meargă, să-și ia leafa și să eventual să meargă la pescuit o dată pe lună. De-aia te întreb cumva, pentru că într-o meserie unde există foarte mult risc, foarte mult stres, cred că trebuie să ai o, nu știu, trebuie să ai o credință foarte puternică, pentru că altfel, nu știu. Acum mi-ai făcut nostru, domnul noapte, să mă gândesc de ce am făcut eu asta. Nu, am făcut-o pur și simplu. Da. Ca ai vrut să-ți faci, ai vrut profesionist. Să-ți faci meseria. Da, punct. Exact, da. Okay. Și cred că în orice meserie este la fel. Deci chiar cred asta. N-am stat niciodată să mă gândesc, bă, noi suntem apostolii dreptății, noi facem curățenie, după noi o să fie. Nu. Și simplu, asta era meseria noastră, asta erau atribuțiile noastre, asta așteaptă societatea de la tine, că până la urmă, ca și polițist, ești în slujba omului. Mai ții minte cine ți-a zis, scuză-mă, cine ți-a dat porecla, comisarul Catani? Nu știu cine, dar foarte neinspirat a fost. Am murit împușcat și n-aș vrea să am soarta lui. Oricum, eu am revăzut astăzi multe articole despre tine, toate începeau așa. Da. Și zic, bă, dar a, comisarul, măcar, da, acest comisar Catani al României, zic, bă, dar nici n-arată, adică... Da, n-am nici italiană, nu știu. Trebuie să zici doar atât, buongiorno. Da, presa o ales asta, presa știe foarte bine că dacă vrei să ai impact pe un articol, îi dai un titlu puternic, nu mai contează ce scrii în articol. Exact. Dar, nu o să vă vină să credeți, da, că Tania exact. A fost la Bumărul și Milenialul. Breaking news, îți dai seama că așa o să... Imediat, nu închideți televizoarele. Da. Crezi că ar fi momentul să-i punem niște întrebări din alea... Și mai serioase? Mai serioase, pentru că până acum ne-am distrat, stai să-și ia medicamentul. Hai să vedem. Uite, aici suntem la canalul de YouTube Happy Fish și să presupunem că acest peștișor vesel este chiar peștișorul ăla de aur căruia dacă îi spui dorință, el ți-o și îndeplinește. Da. Ce dorință are Traian Berbeceanu, una intimă așa pe care ar vrea să i-o spună peștișorului și care să se și îndeplinească? Să mă întorc în 2012-2013. Păi dacă, da, și să refaci din nou... Da, dar aș face cu totul și cu totul altfel din punct de vedere profesional. Acum știi cum ar trebui adică să faci. Adică n-aș mai avea așteptări de la cei care trebuiau să își facă treaba și nu și-au făcut-o, de la cei care trebuiau să ia măsuri la momentul ăla și nu au făcut-o, pentru că faptul că șeful Poliției Române de la acea vreme, domnul Tobov, că șeful... șefa DICOT, doamna Bica și alții nu au luat măsuri, dacă se întâmpla, dacă își făceau datoria, probabil că oamenii ăștia nu ajungeau să mai fie condamnați la închisoare cu executare, puteau să fie sancționați și luate alte măsuri, îndepărtați din sistem orice altceva,
Eu nu ar fi trebuit să trec prin ce am trecut, echipa mea nu ar fi fost destructurată, semnalul prost dat opiniei publice cu privire la structurile poliției și ale Ministerului Public nu ar fi existat, ar fi fost un semnal bun. Deci, asta le-aș ruga eu pe peștișor. Da, să ne întoarcem 10 ani în urmă. Da. No. O să vorbim cu peștișorul. E prima oară când ne cere cineva să ne întoarcem înapoi. Da. Toți au previziuni pentru viitor. Da, ok. Nu știu dacă există pentru meseria pe care a avut-o un Oscar. Există un Oscar pentru polițiști, pentru cei cred care... Cred că l-a și luat de două ori, în 2017-2013. Da, bine, mea, echipa ta. Da, există un premiu dat pentru rezultate extraordinare. Da, îi zice polițistul anului și se atribuie... Am înțeles. De asta avem aici această statuetă Oscar, pentru că pentru scriitor, pentru actor, pentru toată lumea l-am utilizat. Să presupunem că e din nou marele premiu. Da. Poți să-ți alegi tu unde, poate pentru faptul că lucrezi acum în administrație, poate există și aici un astfel de premiu și ai 60 de secunde la dispoziție să mulțumești. Cui îi mulțumi pentru marele premiu care ți se oferă? Îți alegi tu pentru ce? Da, voi pentru activitate din poliție și mereu voi mulțumi în primul și în primul rând echipei mele, pentru că eu nu aș fi fost polițistul anul niciodată dacă nu aș fi avut o echipă excepțională, foarte, foarte bună. Polițiști extrem de dedicați, extrem de bine pregătiți profesional, tineri, curajoși, frumoși, deștepți. Deci, și Silviu, nu îi laud acum, pur și simplu așa sunt, ăsta este adevărul. Deci aveam o echipă excepțională, oameni cu care plecam în misiune câte două săptămâni, zi și noapte, făceam supraveghere operative și filaje în continuu, când țintele noastre se odihneau sau mergeau la toaletă, noi nu le permiteam luxul ăsta ca să nu riscăm să-i pierdem. Ce să zic, conduceam pe rând, unul conducea, unul se odihnea pe bancheta din spate, ne roteam, beam Red Bull, fumam, niciodată ne făceam duș cu șervețele umede prin mașinile de serviciu sau prin mașinile personale, că foarte mult ne foloseam și mașinile personale, și nici măcar o dată unul dintre subordonații mei nu mi-a spus: șeful, nu mai pot, hai să plecăm. Sau... Deci totdeauna... Vreau și o zi liberă, da. Șeful, dă-o încolo. Și dacă ar exista un astfel de Oscar, au existat două astfel de premii, în mod normal și firesc și matematic, noi trebuia să le fi luat toate, dar... Au mai fost și alții. Au dat și altora, dar da, colegii mei le merită cu prisosință și le meritau și atunci cu prisosință, echipa mea. Mulțumim pentru cuvintele astea, foarte mulțumim. Fain. Chiar pare o adevărată frăție, adică deci chiar ce le merită, s-a întâmplat da, acolo... Chiar le merită, deci sunt... Și v-am spus că, uite, la... 7 ani la 8 ani după ce eu nu le-am mai fost șef, au performat în continuare și sunt conduc structuri importante ale poliției. Unul este adjunct la municipiul Adeva, altul este șef la municipiul la Hunedoara, unul este șef la operațiuni speciale, altul este șef de inspectorat la Hunedoara, altul este... sunt în funcții foarte importante ale poliției. Și la rândul lor îi învață pe tinerii polițiști tainele acestei meserii. Continuați să vă faceți farse? Da, normal. Suntem campioni. Că mă gândesc dacă nu a fost, nu a venit nimeni cu ideea să îți dea un mesaj atunci și să zică: uite, sunt Marcel Vela, poate ți-a făcut altceva la... Da, ne-am făcut tot felul de farse. Ți-am spus, foarte multe sunt descrise în carte și... Trebuie să mergem acum să cumpărăm. Imediat cum terminăm interviu. Noi terminăm cu un chestionar de 10 întrebări și voiam să te întreb dacă ai un cuvânt care îți place foarte mult. Cuvântul preferat, să-l numim. Nu am un cuvânt preferat. Un cuvânt care nu-ți place de nicio culoare? Nici de la n-am. Ar fi fost nefiresc să am unul preferat și să nu am unul care mă... Ce te excită? Din orice punct de vedere, alegi tu. Provocările profesionale. Foarte, foarte tare. De excitație intelectuală vorbești, da. Să nu ne gândim la prostii. Ce îți taie cheful?
prostia și nesimțirea, dar pentru perioade scurte de timp. Care e înjurătura ta preferată? Sunt ardelean, avem. E foarte greu să alegi. Ai văzut că s-a luminat la față. Da. Atunci a stat așa. Foarte greu să alegi. Dar acum gata, așa a revenit. Gata. Just name it. Ai vreuna pe care vrei să o împărtășești cu noi? Cu voi nu. Dar ce mi-ați făcut? Mi-ați dat și o pălincă, ce am eu cu voi? Care este sunetul sau zgomotul pe care îl iubești? Nu mă atașez de zgomote, dar... Sunetul, hai să zicem da. Sunet. Ai un sunet care îți place foarte tare? Nu m-am gândit la asta, dar o să mă gândesc și o să-ți dau mesaj, nu știu, nu dau seama. Îți dau mesaj. Da. Dai mesaj da. Și după aia noi când o să montăm... Exact. O să-l rog pe colegul nostru Baboiaș să scrie sau să treacă acolo. Un zgomot care nu-ți place deloc? Trebuie să-l spun acum? Da. Era zgomotul ăla pe care îl auzeam în perioada în care am fost închis nevinovat al zăvorului de la ușa celulei. Mamă, asta l-am chiar... și acum aici. Asta e tare de tot. O meserie în afară de a ta, în afară de ale tale, pe care ți-ar plăcea să o încerci? Aia de polițist. Nu cred că aș putea să fac altceva foarte, foarte bine. Deci am fost doar polițist, aia e meseria mea. Faptul că am fost și director de cabinet în Ministerul de Interne a fost în strânsă legătură cu activitatea de ofițer de poliție. Faptul că ulterior am acceptat provocarea aceea pentru o perioadă scurtă de timp de a ocupa funcția de prefect al capitalei, am făcut-o pentru că în subordinea Ministerului de Interne este direcția care coordonează activitatea prefecturilor și ca director de cabinet m-am ocupat și de acea direcție și știam despre ce este vorba. A fost o perioadă foarte grea pentru capitală, în care trebuia foarte multă organizare, inclusiv pe partea de ordine și siguranță publică, că erau perioada aia cu măsurile alea restrictive, cu noaptea n-aveai voie să mergi, cu organizarea campaniei de vaccinare, că în mandatul meu, pe la scurt, împreună cu toți primarii de sectoare, indiferent de coloratura politică, am deschis centrele de vaccinare și ne-am mișcat foarte, foarte bine. Tot împreună cu primarii am deschis acele call center-uri și am ajutat DSP-ul, că erau copleșiți și intrau oameni în izolare. Treceau cele două săptămâni de izolare și după ce deja erau liberi și mergeau la locul de muncă, mai treceau încă două săptămâni și primeau telefon de la DSP, că erau copleșiți și aia. Deci am făcut lucruri foarte bune, nu eu singur, împreună cu primarii, cu colaboratorii, cu funcționarii din prefectură, dar alea n-au fost meserii. Meseria mea este aia de polițist și cred că dacă ar fi să o iau de la capăt, nu cred. Sunt absolut sigur că tot ofițer de poliție așa alege. Deci nu te mai, la profesor nici nu mai încerc. Nu mai, n-are niciun rost. O meserie pe care n-ai face-o sub nicio formă? În afară de aia de profesor? Nu știu. Cred că toate celelalte meserii nu le-aș face. Traian Berbeceanu, dacă Dumnezeu există, ce ți-ar plăcea să-ți spună în momentul în care vă întâlniți la porțile Raiului? Bine ai venit cu aia. Te așteptam, ce să-mi zic? Te aștept, da, brate. De când te aștept? Ți-am dat păsuiri, peste păsuiri. Da, nu știu. Excelent. Nu știu, dar am convingerea că există și m-a ajutat de foarte multe ori, adică tot timpul. Îți mulțumim foarte mult că ai acceptat și invitația noastră. Mi-a fost chiar drag și a fost tare fain. Da. Mulțumim tare mult și ne-am și eu m-am râs, eu nu mă așteptam, sincer. Mi-a zis Alex, vezi că e un tip, zic, mă, știu că citesc ce scrie pe Facebook, pe rețelele astea și zic, știu, dar nu, totuși e un polițist. Trebuie să avem grijă să nu ne aresteze. Da. Mulțumim. Mulțumim tare mult. Mulțumesc și eu. A fost o plăcere și o mare bucurie.
O seară faină. Ciao. Ciao, ciao.